Bună ziua, dragilor, și bine ați venit! Astăzi voi pregăti acest minunat și delicios tort cu mere suedez. Haideți să vedem de ce vom avea nevoie. Vom începe mai întâi cu blatul și pentru acesta vom avea nevoie de 120 de grame de făină, 100 de grame unt și puțin pentru uns forma, 70 de grame de zahăr, 2 ouă, un plic zahăr vanilat și o linguriță de praf de copt. Vom amesteca zahărul vanilat cu zahărul. Și lingurița de praf de copt cu făină. În bolul în care vom mixa, vom adăuga untul. Și zahărul amestecat cu zahărul vanilat. În prealabil am dat drumul la cuptor sus și jos la 180 de grade. Vom adăuga ouăle și vom mixa în continuare. Acum vom adăuga făina treptat. Compoziția de blat este gata. În forma de 26 de centimetri, tapetată cu hârtie de copt și unsă cu unt, vom adăuga compoziția de blat. Vom nivela și vom da tava la cuptor pentru aproximativ 25 de minute. Faceți testul cu scobitoare. Blatul nostru este gata, s-a și răcit, îl putem scoate din formă. Super a ieșit! Vom adăuga inelul. Și vom strânge bine. Pentru umplutură vom avea nevoie de 700 ml suc de mere, alegeți unul natural sau cât mai natural, 1 kg de mere, 100 de grame zahăr și 2 plicuri de budincă de vanilie.
Într-o oală vom pune merele tocate, jumate din sucul de mere și zahărul. Vom pune oala pe foc. Vom fierbe merele aproximativ 5 minute, până când acestea se vor înmuia puțin. Când merele s-au înmuiat, vom adăuga praful de budincă amestecat cu restul de suc de mere. Și vom mai lăsa un minut, două să fiarbă. Umplutura este gata. Vom adăuga umplutura peste blat. Vom da la rece pentru 3-4 ore. Ideal este peste noapte. La mine a stat la rece peste noapte. Așa arată acum. Este un tort delicios, credeți-mă. Super a ieșit. Perfect. Uitați. Pentru ornat vom avea nevoie de 400 ml frișcă lichidă, aceasta trebuie să fie foarte rece din frigider, un pliculeț de zahăr vanilat, două pliculețe întăritor de frișcă și o linguriță de scorțișoară. Frișca este gata.
și acum vom pune scorțișoara. Tortul nostru cu mere suedez este gata. Îl voi și tăia ca să vedeți o secțiune. Uitați cum arată. Este minunat. Nu vă spun cât de delicios este. Sper să vă placă rețeta și să o încercați și voi. Numai bine și pe data viitoare cu o nouă rețetă. La revedere!